Instanța a respins invocând o hotărâre a plenului care nicicum nu poate prevala legislației procesual penale și jurisprudenței CEDO, care spune că oricând când se solicită analiza și revizuirea măsurii preventive, instanța locală este obligată să revizuie dacă au apărut circumstanțe noi și dacă sunt temeri pentru înlocuirea măsurii preventive. Cu părere de rău, noi considerăm că este un refuz neîntemeiat și aici am să fac un pic trimitere și la cazul Petrenco, unde au garantat deputații socialiști, din considerentul că Republica Moldova tinde să uniformizeze legislația, jurisprudența și acte normative ce țin de astfel de cazuri și dacă într-un caz se adoptă o decizie și în alt caz o altă decizie, mi se pare un pic neimparțial. Este concluzia.